Următoarea noastră invitată, trebuie să vă recunosc că este o mare plăcere pentru mine să o prezint din multe puncte de vedere, dar aș începe cu faptul că este unul dintre exemplele mele reale de succes și după care m-am ghidat, apropo, acum 5 ani, atunci când am început să cochetez cu ideea de a prezenta evenimente și a intra în această zonă. De ce? Este foarte simplu, pentru că vorbim de foarte multe ori și menționăm acest cuvânt, autenticitate. Aș spune că Ana este definiția acestui cuvânt și, în același timp, urmărindu-și propria strategie, propriile valori, care de multe ori pot părea altfel sau poate că au subiecte de discuție, ne-a demonstrat tuturor că și-a urmat în tocmai strategia și planul și el a fost unul de succes. Și mă bucur că este astăzi alături de noi la Social Media Summit, așa că vreau să o invit alături de noi pe Ana Morodan. Bun venit, Ana! M-am dat seama că nu-i multă lume în sală, că nu înțelegeam de ce sunt așa puțină pauză. <laughs> această discuție... Gândit, pa... Are you really hating me that much? Bine ai venit, <laughs> Ana! tuturor! Mulțumesc pentru uh, frumoasa descriere, ca să zic cu așa. Cu mare crezi. drag, este o plăcere de fiecare dată să ne reîntâlnim. Marta Ușurelu va reveni alături de noi pe scenă pentru a modera această discuție mulțumesc și vă doresc mult, mult succes! Mulțumesc că vrei tu să vorbești cu Ana... Dar am zis că este momentul în care pot și eu în sfârșit să am un dialog cu Ana. E prima dată când avem o discuție cu Da, în două. Chiar, pe scenă, da. Pentru că așa că... dialogăm zilnic, nu te lași. <laughs> Ce faci, Ana? Cum ești? Stai numai puțin că trebuie să te întreb ceva tehnic. Deci mă uit în camera aia, da? Eu care vă să zic că vorbesc cu tine, dar mă uit acolo. Te uiți acolo, că ne uităm acolo, ne uităm la oamenii care ne urmăresc? La aia. Acolo. Așa. Bun. Brav, Bună okay. tuturor, mă bucur să ne vedem. De ce ne vedem iară pe cameră? Că nu înțeleg. Nu Pentru da că drumul, să faci lucrări. facem și lucrări în care vor fi foarte mulți oameni în sală, dar până ah, atunci okay. încă se mai întâmplă un context. Și înțeleg. ne ascundem cu toți în spatele acestui context și cu public înțeleg. și cu sponsor și cu tot ce se întâmplă și cu criză. Și am zis că este un eveniment okay. important la care am chemat oameni 1 și unu. 1. Vor fi și veți fi urmăriți pe live, sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc. Și încă mergem în acest ritm pentru că ne dorim foarte mult să ajungem safe și cu toții cu bine la sălile da. pline de odinioară. Correct. Deci bună tuturor, celor care vă uitați la noi. I've missed you, kind of missed you, ca să zic așa, deși în acești doi ani cred că am mai avut conferințe din astea și pe Zoom și la voi și pentru alți clienți. Dar e o plăcere tot timpul să discutăm. De deci, ce zi? Aș vrea să te întreb pentru că ești celebră. Ai ajuns pe TV de foarte multă vreme, dar toată lumea te urmărește și sunt foarte mulți oameni, bineînțeles, care te iubesc, te plac te mm -hmm. adoră. Sunt foarte mulți oameni care nu te suport. De ce ai început să faci conținut online? Și când ai început, te-ai gândit vreodată că o să ajungi aici? Da, și da. Uh, am început să fac conținut online când lăsați că nu stă bine asta și nu pot vorbi. Claudiu, mă lași și proastă. Mă. Ce? O asta la altă parte. Gata, gata. Am început să fac conținut online în 2010, când mi-am dat seama că în România nu există niciun blogger de stil personal, dar în schimb vedeam în afară că bloggerii de stil personal fac asta ca un business, adică am văzut un pattern de business. Nu eram neapărat încântată de profesia mea, deși mi-a plăcut foarte mult. Dar nu era ceva ce mă vedeam să fac. Să fii avocat. Da. Nu era ceva ce mă vedeam să fac toată viața, pentru că, fiind un empat, mă... Mă, mă cina foarte tare și mă implicam foarte tare în fiecare proces. În minte că la un moment dat am câștigat un proces și eu eram atât de, atât de uh, turată pe uh, partea masculină din proces încât a venit soția și mi-a Ana, nu trebuie să-l bagi la închisoare, e ok, că -am, am câștigat procesul, în regulă, eu m-am dus, înțelegi. Și uh, atunci mi-am dat seama că ar fi drăguț să fac ceva, mai ales că în mine era sângele ăsta de antreprenoriat provenind dintr-o familie de antreprenori și am făcut uh, primul blog de stil personal din România. Am făcut asta când eram încă la Rad și țin minte că eram atât de obsedată să fie totul perfect ca afară, încât photoshopam și chiștoacele de pe stradă. Și inițial, oamenii din București nu, nu și-au dat seama că sunt din România, pentru că blogul era în engleză. După care m-am mutat la București printr-o conjunctură tot datorită blogului, dar într-un mediu corporatist și am mers la o agenție de branding cu care colaborez și astăzi care mi-a explicat ce înseamnă o marcă personală, mi-a explicat că nu trebuie să-mi fie frică să fiu eu, pentru că, îți dai seama, eram foarte timorată la început când am venit. Stăteam și frecam pereții pe aici când mă uitam la voi. Uh, și mi-au dat curaj să fiu eu. Uh, legat de faptul, dacă mi-am propus să ajung aici, da, clar au fost în fiecare an ținte și clar am muncit foarte mult... Uh, dacă mă întreb, eu să-ți și dau exemple pentru marca mea personală, pentru că aș vrea să se înțeleagă lucrul ăsta, știi? E foarte important, sunt încă unii oameni, de exemplu, am din colegii de la echipa de la reală, Baiana Morodan de la Antena Stars nou reality show, care se uită la mine și în continuare zic, da, Vladimir, la tine mă refer, în continuare zic, nu, no, e o întâmplare, Știi cum e s și întâmplat. succesul Știi? este o întâmplare și vine peste noapte după 20 de ani. Exact. Deci nu este nicio întâmplare, este a fost vorba de o strategie de țeluri, de foarte multe sacrificii care nu se văd, dar da, cu siguranță am știut că aici trebuie să ajung. Și nu neapărat la televizor. Eu mă duc la televizor dacă e un business bun pentru mine. Dar știam că vreau să ajung un antreprenor și să fiu mai mult decât un blogger, cum eram la început, un influencer. Pentru că îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Noi analizăm foarte bine tot ce înseamnă social media de 12 ani. Și știm ce înseamnă să îți dorești, să ai succes, să scrii să peste noapte, totodată, să. peste noapte, în ghilimele mm -hmm. acest peste noapte. Să scrii ca și blogger și să ajungi să fii cunoscut, să ai trafic, dar în timp s-a văzut în acești 12 ani că foarte mulți dintre cei care erau cineva au dispărut. Au apărut acum foarte mulți alți influenceri, au apărut. Pe Instagram, foarte multe dintre vedetele TV care au foarte, foarte, foarte mulți followeri și care distrug într-un fel ideea asta de conținut. Uh -huh. uh, și vreau să te întreb. Uh, cât de greu este să-ți construiești un brand personal? Și, cât de fapt, cât de mult trebuie să muncești la acest brand personal? Îl faci, ajungi undeva și s-a terminat? Sau, de fapt, este un proces zi de zi până când te retragi? Da. Uh, nu știu dacă e neapărat zi de zi, dar uh, este o întrebare foarte... Uh, actuală, pentru că exact asta explicam săptămâna trecută unui tânăr pe care îl mentorez și fac consultanță și am zis, ok, ai văzut ce s-a întâmplat astăzi. Am venit la mare pentru a mi-a oară, am îndurat un frig crunt, după aia au trebuit să iau trei aspirine, pentru două poze. Două poze care zici, ok, sunt două poze, nu sunt două poze, că în loc să le fac la mine la birou, sau în loc să le fac pe stradă și să fiu redundantă, am făcut ceva ieșit din comun. Am făcut poze la mare, pe vânt, frig, făcând un picnic cu niște lebede, care, de sigur, sunt în marca mea personală, în spiritul mele personale. Să-ți crești o marcă personală înseamnă așa, să investești în permanență uh, bani, în imaginea ta, să investești în permanență bani spre a fi inovator. Da? Te duci în locuri inedite, călătorești, inclusiv ai asistent, ai o echipă. Trebuie să investești bani pentru că nu toate lucrurile sunt, cel puțin eu nu fac asta, tocmai pentru a demonstra că sunt o marcă personală puternică și sunt o marcă relevantă. Nu toate hainele care le vedeți sunt împrumutate. Majoritatea sunt ale mele, eu cumpăr de la designer român, îi susțin. Să fii o marcă personală înseamnă să fii în permanență la curent cu tot ce se întâmplă în lume și dacă sunt lucruri care țin de tine și de principiile tale, ar trebui să vorbești despre ele și să le susții. Să fii o marcă personală înseamnă să știi să faci un networking aproape perfect. Eu acum recunosc că de 2 ani nu mai am nervi, dar trebuie să am nervi din nou. Să fii o marcă personală înseamnă și fac asta și în zi de astăzi, când pot să zic că sunt o marcă personală established, înseamnă să faci câteodată proiecte sau să participi la proiecte care, unde nu iei niciun ban sau iei probabil un sfert din rate card-ul tău. Am observat că asta este o greșeală cel puțin din auzite, știu, a foarte multor oameni care sunt la început de drum, știi? Ei sunt care nu foarte... Facă nimic da, ei sunt foarte mici și nu, nu înțeleg importanța unui networking, știi? Sau nu înțeleg faptul că, ok, fac asta gratis acum, pentru că la început făcea multe lucruri gratis, pentru că trebuie să transmit industriei că sunt deschis să fac endorsing. Sau stai puțin când însnei ca nimeni, nu pot să-mi permit să fac fițe și figuri, înțelegi? Și văd asta că mi se pare o greșeală cruntă la ei, eu fac și înzidează aceste compromisuri, dacă consider că eu o cărămidă în plus la marca mea personală, o fac. Um, ar mai fi încă 20 de lucruri și 20 de compromisuri pe care pot să-ți le spun să fie o marcă personală, cum se construiește o marcă personală. Spre exemplu, pentru mine înseamnă să rămân mereu în spiritul vremurilor, dar în același timp să nu-mi pierd personalitatea. Adică, da, ok, poate că mă actualizez o ținută uh, punându-mi, nu știu, niște sandale mai uh, moderne, dar în același timp eu o să rămân tot timpul contează, ca să zic așa. Și oamenii se uită la mine, și știi că am mai discutat asta în alte conferințe, că totuși ne îndreptăm spre niște nișe, oamenii se uită la mine pentru că realmente nișa mea este foarte clară. Și asta, asta este un mare, cum să spun, un mare atribut al meu pentru care sunt în continuare mega relevantă. Când ești, cu, ca să zic așa, îmi pare rău de expresie, cu fundul în mai multe luntri. Devi de ca da. toată lumea, dacă te uiți, cel puțin în zona mea de lifestyle. Acum sunt două tipologii de imagistică. Toată lumea e nordică acum, bej cu beș cu beș. Cu, cu bej. Nu, bej cu, bej cu bej cu bej cu bej nu înseamnă că ai stil. Și toată lumea sare în haine pe TikTok, care toate sunt la fel cumva hăinuțele alea, dacă te uiți la ele. Adică ce-mi spui... Uite, eu, de exemplu, nu am TikTok, dacă aș fi avut TikTok când aș fi văzut că toată lumea sare haine pe TikTok, cu fi cu singură că eu n-aș fi sărit. Dacă mă vezi oricum sărind de acum înainte, să știți că mi-a dat cineva bani buni să sar, <laughs> ca să știți. Înțelegeți? Deci, nu. No. de ce să faci ce face toată lumea, știi? Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu știu să fie ei, care nu-și permit să fie autentici și care, chiar dacă își doresc la un moment dat să aibă o traiectorie, negăsindu-se, nefiind deja, știi, Uh, ei convinși că sunt bine ceea ce sunt, nu știu în ce direcție să o apuce. Eu aș vrea să-mi vorbești un pic despre businessurile tale. Sunt foarte mulți oameni care cred că tu ești Ana Banana, așa scrie Ana la mail-uri, ca să știți, când îmi trimite o mail bună, eu sunt Ana Banana, nu știu ce. Uh, <laughs> Mai că toate, feluri, de fiecare dată, da, mă distrez când văd mail tale. Uh, pe lângă faptul că ești un influencer, pe lângă faptul că ești o vedetă TV, pe lângă faptul că mergi pe stradă și oamenii te recunosc și te opresc și că și foarte mulți oameni te iubesc, că unii nu te iubești, nu te suport. Asta, Asta e. Asta e foarte bine, să știți că e foarte important să aveți nu, uh, scuză mă te rog că te întrerup, vreau doar să fac o paranteză. Uh, vorbeam zilele trecute cu Chinezu uh, și mă întreba... Cum fac față hate-ului pentru că el cunoaște oameni care sunt în online de 10 ani, de 9 ani, de 8 ani și în continuare sunt dărâmați când cineva le scrie, bă, ești o tâmpită sau o întâmpiță, din astea. Păi nu, nu, nu le-a scris prea multă lume și cred că nu s-au obișnuit. Da, mie mi se pare și asta o spun pentru cei la început de drum și în general am vorbit cu colegii mei atunci când au fost de acord să apară în reality show și le-am zis să fiți pregătiți că o să fie și un număr foarte mare de hate. Acum nu știu, ne-a liniștit Dumnezeu, că acum primele 9-8 episoade n-am prea avut. E, Dar ce fie. vreau să spun este că dacă, asta am zis și Chinezu și asta vă spun tuturor, dacă investiți timpul în a vă consuma uh, energia și vitalitatea despre ce zice cineva despre voi, nu o să mai aveți energie și vitalitate de a face nimic constructiv pentru voi și pentru businessul vostru. Pentru că vă poate dărâma la modul serios. Eu e acum la anime ca oamenii să duce. Că nu, e imposibil să te placă toată lumea. Și în momentul în care înțelegi că nu te poate plăcea toată lumea, că tu n-ai cum să fii pe buzele și pe, în aplauzele tuturor, te mai liniștești. Dar e foarte important să nu te placă toată lumea. Uite, noi odată la șase luni avem în strategia noastră ce să facem ceva contestabil, să ne înjure lumea, știi? Și nu mai de vreo doi ani nu mai găseam nimic. Ce dracuri să mai facem să ne înjure lumea? Băgam, mi picioarele. Mai câteodată și încercam, știi, ne gândeam. Taci că cu asta fii atent, că sigur lansăm controversă. O puneam, toată lumea am aplaudat, zic, ce dracu' aveți. Pentru unde că oamenii s-au obișnuit ca tu să faci mereu lucruri outstanding da. și lucruri. Ne-a reușit să... acum vreo trei da. săptămâni. Nu m-am da. închinuit foarte tare, dar într-un final ne-a reușit, sunt foarte mândră. Așa, scuză, mă te-am întrebat. Deci, întrebarea mea era așa. Pentru foarte mulți, tu ești Suza Nebuna, care a apărut deodată și care a reușit să spargă tot ce înseamnă pe audiențe, tot ce înseamnă pe urmăritori, fani și așa mai departe. Dar, pentru cei care nu știu, Ana Morodan înseamnă mai mult de atât. Ana Morodan înseamnă un om de afaceri, care are mai multe direcții de business, care știe să facă bani, care nu renunță nicio clipă la planul ei strategic. Și este important ca toată lumea să înțeleagă că în momentul în care Mergi pe o singură cale și ai toate ouăle într-un coș, așa cum se spune, nu e ok. Dar că sunt foarte puțini oameni care își permit în mintea lor să aibă o astfel de strategie complexă cum ai tu. Și aș vrea să te felicit în primul rând și să te întreb Azi. câte businessuri ai. Mai mult așa, pentru cei care nu știu și care cred că ești um, doar o față frumoasă care apare și pozează cu multe bijuterii. În prezent am uh, șase linii de business, dintre care trei. Se diversifică pe mai multe paliere pentru că sunt angel investor în mai multe uh, business mici businessuri, corporații și așa mai departe. Uh, a fost tot o strategie să știu, eu nu mi-am dorit niciodată să fiu un influencer sau un om de media, ci am folosit asta doar ca să mă aducă brand awareness pentru că știam că dintr-o marcă personală, care, știi cum, e de cele mai multe ori cred că mai ai văzut și tu Zuză în toate felurile sau mai auzit, dar în momentul în care eu mă duc la o masă de business sau la o masă de negocieri, eu sunt un om foarte argumentat și sunt genul de om care, deși Co o seară înainte pot să mă duc la o petrecere și să vin acasă pe șapte cărări, mâine dimineață, dacă știu că la șase trebuie să mă trezesc să fiu la o întâlnire, mă duc. Ceea ce nu este neapărat un lucru care vreau să-l mai promovez, munca asta până la epuizare, dar, din păcate, mie îmi place să trăiesc bine și atunci trebuie să fac asta. Și ca să, ca să fie ordonată în exprimare. A fost tot o strategie, pentru că nu mi-am dorit să rămân un om de online sau un influencer, ci mi-am dorit să fiu un antreprenor cu ștate în regulă, ca să zic așa. Asta de mică, eu provin dintr-o familie de antreprenori de ambele părți și de mică mi-am dorit să fac asta. Plus că, știi cum e, Marta, trebuie un pic să ai viziune, adică este o utopie să crezi despre tine. Este, eu sunt foarte încântată că sunt relevantă și astăzi, dar nici nu pot să mă gândesc că o să mai fiu relevantă și mâine și atunci E firesc să-ți pui ouăle în mai multe coșuri. Nici nu știu, sincer, dacă o să-mi doresc să mai fiu relevantă. Că la câte mi-ai povestit de mătea vârst și ce vine, pe mine să mă săriți de la acest capitol. Cred că o să excelezi în acest capitol. Nu dar știu nu ce nimic. să zic, dar să mă săriți poate că nu mai îmi trebuie. Vreau casă la țară. Toți vrem casă la țară. Da. Acum nu mai lung e război. Cu mult teren. <laughs> Lasă că e mai ieftin acum. ia acum. Să sperăm. Nu știu, o să ne spună Betty mai târziu dacă e mai ieftin sau nu. Dar, până atunci. Um... Ideea cu televiziunea, ai avut o mereu în minte sau s-a întâmplat? Nu, n-am avut o, așa cum am spus de foarte multe ori, toate proiectele pe care eu le-am făcut la televizor uh, au fost le-am considerat business-uri bune pentru mine, uh, unele din perspectiva financiară, altele din perspectiva faptului că uh, mă ajută de exemplu, acest reality show pe care îl fac acum real la Antena Stars este emisiunea care mă ajută cel mai mult pe mine, pentru că pot să vorbesc despre marca mea personală, pot să vorbesc despre businessurile mele și mă ajută să le uh, mențin relevanța cel puțin businessurile care sunt în online și și să le promovez. Uh, în rest, televiziunea n-a fost niciodată un target. Pentru mine n-am căutat să fiu la televizor, nu am dus în viața mea la nicio televiziune să le propun vreun proiect. Din contră, am fost uh, în ipostaza de a refuza foarte multe proiecte care pur și simplu nu mi se potriveau, nu accept emisiuni în care nu sunt lăsată să fiu eu, am făcut asta o dată, o singură greșeală în viața mea și nu mai fac niciodată, și sunt proiecte care au venit spre mine, practic. Dacă vrei să mă întrebi dacă televiziunea mi-a adus niște beneficii ca awareness, nu neapărat, cred că se întâmplă asta in the long term. În schimb, pot să-ți spun că am văzut asta și mi, mi s-a și scris, comunitatea mea a ajuns să se uite la televizor datorită acestui proiect. Ceea ce mi se pare super simpatic, că nu m-aș fi așteptat, știi? Foarte frumos. Da, chiar da, și mă bucur ca ocazia să mă vadă și Na, într-un vlog, cred că e pentru ei. Ana se vede aici, într-un ecran. În care și, eu de eu uit, se tot, și de aia se tot. Aranjez. Se tot aranjează, pentru că se vede că într-o. Da. Nu te mai uita, că stă foarte știu, frumos. Știu, știu. Este Am minunată. această problemă și la televizor. Când mă duc la emisiuni, știi, îmi spun colegii mei de la Blending, Mordan, nu te mai uita la tine, îmi pui, mei, că e neprofesionist, dar așa îmi place să mă văd pe cameră, de nu vă pot explica, uite, iar mă picată asta. Așa, așa. Um, tu ești. Autentică. Spui ce ai de spus. Nu stai este te gândești de 100 de ori, dar totul este foarte bine pregătit din timp. Nu este nimic așa lăsat la voia întâmplării, ceea ce puțin oameni știu. Cine este de fapt Ana Morodan? Un om care strategizează foarte bine. Este Ana de la televizor? Da, da. În Clar ce proporție? Da. În proporție de... 85%. Mai sunt anumite părți din viața mea pe care nu le putem filma datorită unor de uri și așa mai departe, mă refer la celelalte businessuri. Poate nu știu dacă ar fi neapărat de interes, pentru că oamenii care se uită la televizor își doresc să vadă mai mult partea mea mondenă și viața mea glamur, știi, nu să mă vadă neapărat cu niște cizme pe un câmp urlând la oamenii care construiesc blocuri. Dar... Cam o proporție de 95% suntem super autentici, tot ce se întâmplă ori s-a întâmplat în viața mea și acum refacem pe cameră, ori facem ceva ce-aș face. Chiar vorbeam cu colegii mei înainte să intru aici și uh, o să mergem la Târgu Mureș în weekend și îmi zicea un coleg, este și o grădină zoologică dacă vrei să mergi, și să nu mă duc la grădină zoologică, eu nu promovez astfel de locuri, știi? Deci... Ce, ce, aș face eu realmente și mă bucur că am o echipă de oameni care mă lasă să fiu eu, că până la urmă e despre mine. Mai grav este că eu trebuie să fac și să scenarizez și tot că repet despre mine. Și nu lași nimic la voi voia întâmplării, așa cum am spus. Nu, nu, pare, pare câteodată că sunt haotică, dar uite, spre exemplu, vreau să, vreau să, vorbesc despre asta. Ultima oară când am vorbit la o conferință de atac, cred că a fost acum un an jumate la mare, ți minte? Nu, a fost anul trecut la anul mare. mare. În care tu mai ai zis să vorbesc despre lecțiile de business din pandemie și m-am trezit cu oamenii care apreciez că se vorbește despre asta deschis, este un lucru extraordinar. M-am trezit cu oameni care vorbeau despre anxietățile care le au și așa mai departe și în momentul ăla în mine am fost Probabil că am fost foarte uh, mai uh, agresivă, dar în mine s-a trezit uh, sindromul aer, nu neapărat a eroului, a salvatorului, știi? Și mi, mi venea să zic, bă, și eu am din astea, toți avem. Important este să le depășim, să mergem înainte, să nu le lăsăm cumva acaparați și necați de ele, știi? Uh, dar, chiar dacă repet, câteodată pare că sunt mai dură, mai agresivă, toate lucrurile vin dintr-o intenție bună, mai ales când sunt speaker, pentru că mi se pare că ăsta e rolul nostru, știi? Nu trebuie neapărat nici ca speaker să fim plăcuți. Trebuie doar să, dacă cineva pleacă cu o idee din ce am zis eu, mă zic, consider bine, că am da. făcut treaba bine. Sunt foarte mulți oameni care își doresc să fie așa un fel de elveție, să nu spună nimic nici rău, nici bine, să fie totul plat, frumos și să nu deranjeze pe nimeni. Nu asta e ideea. Nu vrea nimeni să vadă un astfel de om, o astfel de prezentare. Ba uh, da, să știi că sunt. Sunt oameni în online, cel puțin și în zona mea, care sunt așa floricele pe câmpii. Da, nu, dar înțeleg nimic. Eu nu înțeleg nimic. Nu înțeleg conținutul. că oamenii care se uită, dacă nu îi atragi cu ceva, știi cum e, te lasă acolo într-o fereastră jos și la revedere, pa, nu te-au auzit. Uh, mai am o întrebare și aș vrea să... știi cum e, toată lumea zice, cât de nebună e Ana, de fapt? Foarte. Adică tu în viața ta nervos, chiar așa foarte... ești sau faci totul doar pentru show-off? Doar no, pentru no, no, TV? Uh... Doar pentru influență? Dacă citiți și zodia mea și caracteristicile zodiei mele, dacă vreți să o lor și pe zona asta, că tot e un trend, sunt un om foarte răbdător, un foarte bun strateg și în același timp sunt foarte colerică. Acum nu mai prea isterizez, că am îmbătrânit și mă cam lasă fără energie. Dar înainte făceam niște crize demne de... Demne, demne de spitalul ăla cu numărul 9. Demne. Zile, Clodii că tu ai fost de față, o băiatule. Confirm, Claudie, confirm. confirm, confirm uh, confirm? confirmă, Clod. ideea e că și el, și el, făcea așa, la început nu vrei să știi, și noi ne certam ca nebunii, dar acum ne-am mai liniștit cu vârsta, dar da, făceam, făceam crize, era simpatic, mi se părea, ți zis că eu tot timpul am vrut să dau la teatru și mi se părea așa de tragic, o comic, dramă, superbă, A dracu mai are nervi acum că am obosit, acum sunt okay. silent. Ultima întrebare, ce urmează, dragana? Poți să ne spui? Uh, hai să vă zic două, trei chestii, în rest nu prea aș vrea să vorbesc, dar uh, știi că am vorbit noi odată chiar la tine în revistă despre businessul Magic Works? Sunt foarte mândră să spun despre el că vreau să-l asociez cu marca mea personală, tocmai pentru că îmi dau seama că în viitor uh, totul se va întâmpla pe internet, la fel cum și uh, Războiul asta pe care îl trăim nu vreau să spun că nu este real, este cât se poate de real. Dar informațiile care circulă, și dezinformarea, totul este pe internet. Și cred că noi, oamenii din media, cel puțin cei cu mărși personale bine implementate. Vom rămâne relevanți. Și atunci, acest Magic Works care acum vinde în peste 16 țări wholesale, o să-l mut pe Morodan shop și vreau să-l asociez cu marca mea personală, pentru că mi se pare că e un brand care a crescut frumos, care are niște produse super simpatice, foarte iubite internațional și vreau să fie cunoscute și în România. Doi, uh... Aș vrea să cumpăr un conac la țară și să fac un fel de home away from home. Asta dacă mă va lăsa sufletul să pun toate antichitățile mele splendide acolo și să s-atingă alții de ele. Uh, tot caut, avid cât un conacelor, unde mă duc, mă uit. Dacă dar... are cineva un conac de vânzare vă da. rugăm să veniți să ne anunțați. Nu, să nu fie chiar paragină. Uh, uite, acum mă poate concilia uh, mă poate concilia Băi, atunci, tragi, mă noua a mea prietenă. Uh, și... Uh, Vreau liniște pe plan personal, dar în același timp, o să fiu iarăși contestabilă probabil cu afirmația asta, în sistem de turbo economy, știu că este, în turbo-capitalism, știu că este foarte contestat și cred că și voi ați vorbit despre el acest curent, dar mie mi-a dat niște idei foarte bune de business. Deci eu vreau pe liniște, dar cineva din echipa mea să implementeze și să lucreze pe acest turbocapitalism, că e bine pentru noi, înțelegi? Asta e liniștea, Ana Morodan, da? <laughs> da, și în rest, să mă joc cu rochi, rochițe, accesorii și na, acum liniștea s-o cam dus pe, da. calea întunericului, ca să zic așa, că avem și de filmat pentru reality show. Felicitări pentru tot ce faci. Mult succes, să iasă totul așa cum îți dorești și la anul poate filmăm la tine în Conac. Mulțumesc, Vezi, Doamne, uite, ajută și. Avem și uh, noi planuri. Da, succes tuturor care face asta și uh, să credeți în voi și să nu vă lăsați și să nu vă fie frică să munciți. Adică nu să nu vă fie frică, să nu vă fie lene să munciți, să nu vă fie lene să munciți. Trebuie să munciți mult. Și, și de rezultatele multe ori pe gratis. Vin. Asta e, dar rezultatele vin dacă știi să o faci cu cap, Da, nu, păi nu eu este, sunt exemplu, uite. Da. Mulțumim Mulțumesc foarte frumos. mult Ana. Felicitări pentru tot eu. ce faci. Să ne vedem curând la un alt eveniment. Mulțumesc. Până la conacul tău. Mulțumim, dragă. dragă Alex, spre dansana. Aplauze pentru Ana Morodan și Marta Ușurelu.